Vă salut, prieteni, bine ați revenit la un nou video de pe canalul Tutorialele lui D. Eu sunt Damian și în videoclipul de astăzi o să vă prezint cum puteți să scrieți cu diacritice. Hai să începem! Multe persoane prezintă opțiunea de a înlocui din Windows anumite taste cu diacriticele. Mie nu mi se pare deloc convenabilă această opțiune, deoarece acele taste pe care noi le-am înlocuit posibil ca într-o zi să ne fie de folos, așa că eu o să vă prezint un site care o să ne pună automat diacriticele la textul pe care noi îl scriem sau îl inserăm. Respectivul site o să-l găsiți în descriere. Site-ul se numește diacritice.com. Avem aici o căsuță unde va trebui să introducem noi textul inițial. O să scriu și eu aici ceva. După ce ați scris acest text, puteți apăsa butonul conversie. O să observați că la majoritatea cuvintelor vi se vor pune diacriticele, dar la anumite cuvinte site-ul dorește să vă întrebe dacă aceasta este opțiunea pe care o doriți. De exemplu, eu nu doresc această opțiune, doresc vă mulțumesc. Deci o să selectez eu opțiunea bună. Aici o să las așa deoarece site-ul a ales opțiunea corectă. După ce ați corectat dumneavoastră posibilele greșeli, puteți apăsa butonul textul final și o să primiți aici textul cu tot cu diacritice. Acest text îl puteți copia și îl puteți introduce într-o fișă sau într-un document Word. Dumneavoastră alegeți ceea ce trebuie să faceți cu acest text. Eu aici am scris doar o propoziție, deoarece eu doresc doar să vă exemplific ceea ce trebuie dumneavoastră să faceți. În cazul în care doriți să mai convertiți încă o dată un text, apăsați butonul conversie nouă și veți fi trimiși din nou către căsuța cu textul inițial. Cam acesta a fost tutorialul, știu că a fost destul de scurt. După cum vedeți, este foarte, foarte simplu să introduceți diacritice într-un text. Și eu în trecut nu prea scriam pe internet, cel puțin cu diacritice, dar acum mi-am dat seama că totuși ar trebui să fac acest lucru, deoarece anumite cuvinte pot fi confundate în cazul în care nu sunt scrise cu diacritice. Vă recomand și dumneavoastră să încercați măcar să scrieți cu diacritice cel puțin în viața reală. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, am fost Damian și vă mai aștept și la alte video tutoriale. La revedere!